Salut, camarazi, bună dimineața! Astăzi m-am trezit mai târziu că mi-am găsit o nouă locație de dormit pentru că la Cristian nu mai pot să dorm, că el lucrează acum în afara Bucureștiului și vine doar o zi, două pe săptămână în București. Deci mi-am găsit o nouă locație, dar mi-am căutat-o până mi-am găsit-o, știi? E mișto. Are ieșirea pe 12, asta e ideal, ca spioni, știi? Așa, deci are ieșirea pe 12, într-o laterală, pe o stradă, adică o străduță, de fapt, nu sunt vecini, deci ideal, mai bine nici nu se putea, știi? Și cred că o să pot să și gătesc acolo, știi? Așa, am dormit așa, pe reprize, dar mă uit că e o cupană crocantă pe lângă mine, știi? Mă uit eu, că ochii văd inima cere. Și am dormit pe reprize, așa, mi s-a plecat aseară, am mâncat niște slănină cu poftă și mi s-a plecat și m-am culcat pe la 9 și pe la 11 jumate m-am trezit, că mi-era rău, m-am tras ca babele așa pe mână aici de multe ori și până mi-a trecut, știi? Și am reușit să dorm după aia, după la vreo 12 și ceva, până la 6, dintr-o bucată. Asta e cum îmi place mie, știi? M-am trezit iar la 6 și iar așa am mai reușit să mai... Am mai numărat niște elefanți în gând, știi? Că nu pot să dorm numere elefanți. Și am mai reușit să mai dorm o oră. Și după aia n-am mai putut. Am stat până pe la 8:30, așa, știi, la 8:30 mi-am luat viteză, mi-am luat mâncărică cu mine, aici am lapte bătut de la țară, de la Neamarin, o doamnă cu inima miloasă mi-a dat acum 3 banane de pomană, și i-am zis boda proste, am pâine neagră de grâu și am și o bucățică de brânză de la Neamarin, stai să vioară că e la meserie, e galbenă. E galbenă de grasă, știi, că Neamarin nu ia smântâna de la brânză, cum fac majoritatea. Ia uitați-vă, e galbenă, o vedeți? E galbenă, stai așa să vă arăt și pasta mai mare. E galbenă, se vede, știi, are smântâna în ea, știi? Deci, ideală. Deci, acum o ard pe lapte, sunt papă lapte, beau lapte bătut cu, cum să zice, cu brânzică și cu pâinică și bananele mai târziu, că la mine bananele nu se potrivesc cu laptele, știi? Laptele e rece, l-am ținut la umbră, știi? E rece. Te scoală din coșciug. Făcut de nevasta lui Neamarin, Panagica. E mică și pitică și muncește foc. Muncește ca o rachetă. Lapte de văcuță, de Holstein, de la Nemțălăi, știi? De unde am stat eu, la Hamburg, în Schleswig-Holstein, nordul Germaniei, știi? Are Neamarin 2 vaci Holstein și mai are și o văcuță. Și aia are vreo 400 de kg, știi? Dar e milă să o taie, că el e milos. O să o dea la abator, știi? Nu știu, a zis că o dă la 10 lei kilul la abator, știi? Dar asta e... Bun de tot, frate, vă recomand. Dacă vreți, vă spun, mergeți. Stai că a venit și un țânțar aici să mă terorizeze. Doi, de fapt. I-au omorât pe amândoi. Acum trebuie să dau iar cu spir pe mâini. Țânțarii ăștia sunt periculoși. Chiar dacă nu sunt modificați de George nebunul, știi? Așa. Deci sperăm în bine, azi e duminică. Vă doresc o duminică plină de bucurii, de armonie și pământești și universale. Mai dați și voi de mâncare la porumbei, la niște păsări sălbatice, la grădina zoologică, pe undeva, să vă puneți în armonia cu universul și cu galaxiile și cu pământul, știți? Deci, vă doresc o zi minunată în sânul familiei, cu neveste, cu amante, cu
verișoare, cu copii, cu tot ce vreți voi, să vă bucurați de duminica asta cu o frigăruie, cu mititel, cu un pahar de bere, că astea sunt lumești, știți? Noi, oamenii de rând, dacă ne umplem burta, suntem fericiți. Diseară pe live o să vă dau o temă de gândire, dacă omul se naște rău sau societatea îl face rău, știi? Hai, gândiți-vă până diseară, vedeți că fac live-ul tot pe Petre Negreanu, că aseară am uitat că e sâmbătă, știi, fac tot live pe Petre Negreanu, hai că vă pup, ne auzim mai târziu, rămânem precum catarii umăr la umăr, pa, camarazi!